Bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live alături de mine astăzi, domnul Mihai Apostolache, președintele Prahova în acțiune, partidului Prahova în acțiune, de altfel singurul partid local din România care a intrat într-un Consiliu Județean. Bine v-am regăsit, domnule Apostolache. Vă mulțumesc pentru invitație. V-am invitat astăzi, pe 15 martie, pentru că știu, este o zi, să spunem așa, specială pentru ce a însemnat acest proiect. Dacă ne puteți da detalii și cum a evoluat de la o idee la, iată, un partid care are deja reprezentare în mai multe consilii locale, în Consiliul Județean, inclusiv în Consiliul Local Ploiești. Dacă ne raportăm la ziua de astăzi, la 15 martie, este ziua în care am depus actele la Tribunalul București pentru înscrierea partidului în Registrul Partidelor Politice. Vreau să vă spun că cei de la Tribunalul București s-au mișcat destul de repede la acel moment. Sigur, cred eu că noi am prins și un moment prielnic. Nu cred că au fost atât de multe dosare legate de înregistrarea partidelor în acea etapă și atunci procedura s-a derulat destul de repede. Drept dovadă, spre finalul anului 2019 am avut și prima convenție a partidului Prahova în acțiune. Convenție în care au fost alese structurile de conducere și aici mă refer la biroul central și cele două comisii, comisia de arbitraj și comisia de cenzuri. După cum bine știți, Prahova în acțiune a pornit ca un proiect civic, ca asociația Prahova în acțiune, după care, spuneam, în 2019 șapte prahoveni care au fost la cursul meu de pregătire în administrația publică locală, derulat în cadrul asociației Prahova în acțiune, au pus bazele partidului Prahova în acțiune și, sigur, la acea convenție eu am fost ales președintele acestui partid. Sigur că am avut șansa să candidăm, după cum bine se știe, la primele alegeri, la alegerile locale din 2020. Așa cum ați amintit, suntem singurul partid în România care am reușit să pătrundem într-un Consiliu Județean. Este o performanță și această performanță se datorează întregii echipe. Sunt oameni devotați, sunt oameni care au lucrat alături de mine în toată perioada de până în alegeri și sigur în momentul alegerilor și iată putem vorbi astăzi de o reprezentare în Consiliul Județean Prahova prin intermediul a doi consilieri județeni și bineînțeles o reprezentare în plan teritorial. Ne-am fi dorit să avem mult mai mulți aleși locali în județul Prahova, dar pentru început este îmbucurător faptul că prahovenii ne-au acordat încredere și ne puteți găsi în administrația locală în multe localități ale județului Prahova. Bun, Prahova în acțiune este un proiect nou, 100% local. Cei care v-au acordat votul la alegerile locale de anul trecut, cu siguranță au făcut acest lucru pentru că s-au săturat sau nu au fost convinși de candidații din localitățile respective sau la Consiliul Județean Prahova de la partidele tradiționale, să le spunem, da? Partidele mari. Au trecut totuși câteva luni de atunci și cu siguranță oamenii ar trebui să știe ce anume au făcut atât consilierii locali, cât și dumneavoastră sunteți consilier județean, ce ați făcut pentru cei care v-au acordat votul de încredere la alegerile locale din toamna anului trecut. Sigur, este o întrebare foarte bună, dar până să răspund la această întrebare, aș vrea totuși să amintesc faptul că la alegerile locale din 2020 am candidat în 44 de localități ale județului. Nu am reușit să acoperim tot județul Prahova și am avut listă completă la Consiliul Județean, fapt care ne-a permis să avem și reprezentanții în secțiile de vot. Pentru că știți că la acel moment a fost o întreagă discuție. Inițial noi am fost excluși din
să avem reprezentanți în secțiile de vot, după care s-a analizat mult mai bine situația și s-a decis că atâta timp cât partidul a depus această listă la Consiliul Județean, lista completă, nu? Este îndreptățit să aibă reprezentanți în secțiile de vot și ați văzut cât de mult contează să, ca un partid să aibă astfel de reprezentanți în secțiile de vot. Am reușit cu ajutorul acestui proiect să aducem în politica prahoveană destul de mulți oameni noi. Din cei 29 de aleși locali pe care îi avem, majoritatea sunt oameni noi în politică și administrație. Nu a fost ușor la început, pentru că a trebuit să avem și o perioadă de pregătire, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere administrativ. Dar deja colegii noștri și-au intrat în pâine, cum se spune, sunt implicați în autoritățile locale în care au fost aleși și au început să aibă inițiativă, au început să pună întrebări executivului, pentru că așa se întâmplă, faci parte din deliberativul local, este normal să tot timpul să fii la curent cu ceea ce se întâmplă în zona de executiv, astfel încât cetățenii să primească de la tine informația corectă. Sunt foarte bucuros că avem în cadrul partidului organizații care au făcut performanță și vreau cu această ocazie să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în acest proiect, atât celor din Ploiești cât și celor din județ. Avem, spuneam, colegi care au reușit să obțină peste 30 și ceva la sută la alegeri locale. Gândiți-vă că acești colegi au pornit de la zero în localitățile lor și aceasta chiar reprezintă o performanță. Și vreau să aduc aici aminte de rezultatele foarte bune obținute de colegii mei la Brazi, la Balta Doamnei, la Blejoi, la Vălenii de Munte, la Cocoreștii Colți și, sigur, și în celelalte localități ale județului, pentru că aceste rezultate din localitățile unde am candidat ne-au permis să accedem în Consiliul Județean și pentru asta încă o dată vreau să mulțumesc atât celor care au crezut în acest proiect, cât și prahovenilor care ne-au acordat încredere și bineînțeles vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, reprezentanților media, pentru că de-a lungul timpului ați susținut acest proiect și să ne dorim ca în continuare să avem susținerea dumneavoastră. Revenind la problemele administrative, da, la calitatea de aleși locali, sigur că în ceea ce privește activitatea din Consiliul Județean ne-am fi dorit să avem o reprezentare mult mai mare, pe cât ai mai mulți consilieri, cu atât vocea ta se aude mai puternic, dar și așa, iată că suntem prezenți, suntem ascultați de executiv și cred eu că încet, încet putem să punem pe picioare multe proiecte și să reglăm anumite deficiențe din activitatea administrației publice județene, pentru că și dumneavoastră aici ați amintit de anumite aspecte care deranjează cetățeanul, dacă ne referim la anumiți operatori din subordinea Consiliului Județean sau la zona de sănătate, unde sigur suntem cu toții foarte atenți. Toate aceste aspecte fac parte sunt pe agenda noastră și încercăm de fiecare dată când avem ocazia să găsim împreună cu decidentul o rezolvare la aceste probleme. Să știți că, mă rog, și acestui proiect, și în acest proiect, oamenii și-au pus mare încredere. Cred că orizontul de așteptare este destul de mare. Asta ar trebui să fie o responsabilitate în plus din partea aleșilor Partidului Prahova în Acțiune. A Consiliului Județean Prahova. Un Consiliu Județean Prahova care a fost, să spunem, condus de foarte mulți ani de, să spunem, o alianță, mai mult sau mai puțin oficială, a partidelor de stânga. Iată, acum avem o majoritate formată din USR Plus, respectiv PNL. E adevărat că cei de la Pro România
votează majoritatea proiectelor propuse de către executivul din Consiliul Județean, care evident are această coloratură politică. Și aș vrea să luăm pe rând cum se situează Partidul Prahova Națiune prin cei doi consilieri județeni printre care vă numărați și dumneavoastră, față de niște probleme punctuale ridicate de prahoveni, care cu siguranță au ajuns și la urechile dumneavoastră. Haideți să luăm așa, Hidro Prahova este o companie adusă în discuție inclusiv în ultimele ședințe ale Consiliului Județean Prahova. E clar că există o nemulțumire a oamenilor în raport cu tarife, calitatea serviciilor prestate, lipsa apei în timpul verii și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră că ar putea funcționa mult mai bine acest operator de apă și canalizare al Consiliului Județean Prahova? Știți foarte bine că și eu am adus în discuție activitatea Hidro Prahova, inclusiv în campania electorală. Dacă vă uitați și în programul nostru electoral, unul din puncte se referă la analiza activității acestui serviciu public. În urmă, Hidro Prahova este un serviciu public care îmbracă forma unei societăți comerciale și având în vedere că este un serviciu public, el trebuie să ofere servicii de calitate cetățeanului. După cum bine știți, la ultima ședință a Consiliului Județean s-a pornit o discuție legată de Hidro Prahova. Această discuție continuă până în aceste zile. Chiar și eu am adresat câteva întrebări conducerii Hidro Prahova, pentru că la acea ședință s-a stabilit ca până în data de 10 martie fiecare ales local să adreseze întrebări conducerii Hidro Prahova. Și am făcut acest lucru. Sunt 28 de întrebări pe care le-am adresat conducerii Hidro Prahova. Sper să primesc în cât mai scurt timp răspunsul. Ele sunt legate, sigur, de problemele pe care le-ați amintit. Și eu m-am lovit în discuțiile cu prahovenii de problema tarifului la apă. M-am lovit de această problemă a lipsei apei pe timpul verii în anumite zone din județ. Sigur că sunt aspecte ce țin de disconfort în momentul în care se fac anumite lucrări. Mai sunt chestiuni care sunt legate și de numărul de personal din Hidro Prahova. La toate aceste lucruri am cerut un răspuns legat de tarif, de exemplu. Singurul argument care poate fi adus de Hidro în ceea ce privește majorarea repetată a tarifului este acela că există proiecte europene în derulare și conform cerințelor europene trebuie ca în fiecare an să se mărească acest tarif cu un anumit procent. În rest, nu există nicio altă condiționalitate în ceea ce privește tariful la apă. De ce este tariful așa mare? Păi, trebuie să ne uităm în primul rând care sunt pierderile. Da, pierderile la Hidro Prahova, pierderile de apă și ele, aștept și eu un răspuns oficial din acest punct de vedere, pentru că informații există, dar cel mai bine este să avem informațiile oficiale. În orice caz, pierderile sunt destul de mari și atunci aceste pierderi unde se regăsesc? În facturile plătite de cetățeni. Exact. Aici trebuie în primul rând să intervină cei din Hidro Prahova și să regleze într-un fel această problemă, pentru că lucrurile astea trenează de foarte mult timp. Da? Oamenii sunt nemulțumiți că plătesc un tarif foarte mare, dar nu se ia atitudine sub nicio formă. Deci pe această chestiune trebuie lucrat și am întrebat care sunt pierderile reale de apă potabilă în rețelele de distribuție și de asemenea în rețeaua de transport. Da. Pentru că în multe situații lucrurile astea nu sunt luate în considerare. În ceea ce privește chestiunea legată de zonele care nu au apă sau au mult prea presiunea la apă este foarte scăzută pe timpul verii și aceasta este o problemă care se plâng prahovenii de foarte mult timp. Din păcate, conducerea Hidro Prahova nu a făcut nimic în tot acești ani. Nu vorbim de anul trecut, vorbim de cu mulți ani în urmă. Ori atâta timp cât prahovenii îți atrag atenția că este o problemă, trebuie să iei o măsură automat.
Și trebuie să vezi care e problema. E debitul de apă prea mic acolo. Nu e folosită corespunzător apa sau folosesc unii care nu sunt branșați la rețeaua de apă. Și atunci vorbim de furt de apă. Da? S-a identificat cineva furtul de apă? În ce cantitate se fură această apă? S-a identificat partea asta de pierderi? Pentru că luăm un exemplu concret. Am o zonă unde am 5 consumatori. Știu că acei 5 consumatori consumă atâția metri cubi de apă, da? Eu când văd că acea cantitate crește, trebuie să mă gândesc, dom'le, dar de ce crește? Că numărul de consumatori nu a crescut acolo. Da. Și atunci, care e problema? Problema este fie de pierderi, da? Am o avarie, am ceva acolo, trebuie să intervin într-un fel să opresc pierderile respective, sau cineva s-a racordat ilegal și consumă apa respectivă. Iarăși, e o chestiune care ține de management și de acțiune imediată a operatorului ca să remedieze toate aceste lucruri. Și ar mai fi un aspect, domnule apostol, că e vorba de infrastructura care și lipsa investițiilor. Infrastructura, că până la urmă despre asta vorbim, sigur, nu? Infrastructura deficitară. Vedeți, noastră, a existat așa o dorință intensă a celor din Hidro de a lua cât mai multe localități și de a lua rețeaua de distribuție din cât mai multe localități în cadrul Hidro. În regulă, normal ca societate îți dorești să te extinzi, să ai cât mai mulți consumatori. Dar te-ai gândit ce e ei? Te-ai uitat și tu ce e acolo? Pentru că acum se plâng, știți un pic, că rețeaua nu e foarte bună. Bun, dacă nu e foarte bună, la momentul în care ai făcut recepția, nu te-ai uitat la ea. Care sunt problemele? De ce sunt acele probleme? Că acum o să ne trezim probabil că una scrie pe hârtie, alta este în pământ. Da. Sunt multe situații de acest gen. Mai ales cei care fac lucrări sub pământ. Cine să uită ce e în pământ? Da? O să vedem ce e în pământ când apare o avarie. Și din păcate o să tot apară avarii, pentru că sistemul este prost realizat și aici fie materiale sunt de proastă calitate, da? Fie nu se respectă anumiții parametri în ceea ce privește țeava folosită și așa mai departe. Pentru că în momentul în care folosești o anumită țeavă și tu bagi un debit mai mare, dar presiunea mult mai mare pe conducta automat respectivă, cedează. Automat cedează, da? Dacă n-ai respectat indicatorii respectivi. Da. Dacă ne uităm pe informările făcute de operator vara trecută, era un răspuns standard din cauza consumului excesiv și care nu poate fi acoperit de, să spunem, debitul pe care operatorul poate asigura. Și atunci, pe bună dreptate, oamenii se întrebeau, bun, dar de ce nu găsiți soluții tehnice? De ce asta nu faceți captări? Deci de ce nu știu... faceți mai multe foraje de mare adâncime, astfel încât să măriți debitul? Corect. Dacă... Eu constat că în acea zonă am un debit scăzut. Automat trebuie să fac ceva în sensul ăsta. Da. Adică aici ține strict de acest operator, da? Și de modul de organizare al operatorului. Un foraj costă nu știu câte zeci de mii de euro și practic nu avem bani. Bun, cam asta este marota, să spunem. Mă folosesc de un foraj. Bun, nu am resurse pentru un foraj, dar există și alte surse alternative de a aduce apă. Da, și a te folosi de apa respectivă, pentru că mai ai și apele române, mai ai și SZ-ul care la fel, da, pentru că surse de apă sunt mai multe, nu e unul singur, nu e una singură, da, nu doar din captări și din forajele Hidro Prahova se obține această apă. De ce credeți dumneavoastră că nu se întâmplă? Deci în momentul în care știi că, dom'le, am o problemă acolo, e clar că trebuie să găsesc o soluție alternativă și soluție să găsesc. Aici ține foarte mult de modul în care te organizezi din acest punct de vedere. Pentru că v-am spus, nu sunt probleme de azi de ieri. Sunt de foarte mult timp și ele țin strict de management și cei care au de suferit, din păcate, sunt cetățenii. Că plătesc odată apă scumpă, în același timp că nu au apă suficientă sau de proastă calitate, că și asta e o poveste. Tu ai un contract cu Hidro și trebuie să primești apă potabilă și, de fapt, primești alt tip de apă. Cine trebuie să primească apă de altă natură, în regulă, că există și acest gen de... Se poate furniza și astfel nu de la apă, robinetele oamenilor. Dar nu la robinetele oamenilor, da. Deci, problemele sunt de natură organizatorică și dacă încet, încet se elimină astfel de lucruri, da, dacă se elimină pierderile, se descoperă cine fură apă, mai facem un pic de monitorizare la ceea ce înseamnă operatori economici, pentru că acum nu trebuie să ne raportăm doar la clienții consumul casnic. Haideți să ne raportăm și la cei care consumă foarte mult. Pentru că și acolo este o poveste. Da?
Haide să facem contorizarea adecvată. Există contorizare realizată 100% pe tot ce înseamnă parte de transport, pe partea de distribuție, pe Hidroprahova, pentru că iară sunt lucruri. Dacă stai și le analizezi, vei constata ce toate lucrurile astea îți spun ceva la un moment dat, îți transmit o informație și te poți organiza foarte bine. Dacă le lași la voia întâmplării și te plângi de fiecare dată, domne, că nu avem soluții sau nu găsim resurse financiare, sigur că problemele nu se rezolvă peste noapte. Iar în ceea ce privește chestiunea personalului, pentru că s-a discutat și aici în emisiunea dumneavoastră, că sunt mulți oameni la birouri și prea puțin în teren. Eu vă spun că sunt probleme sucursale la Hidroprahova. Sunt acolo, într-adevăr, sunt probleme, pentru că sunt prea puțini oameni care fac parte din echipele de monitorizare și de intervenție. Bun. Dacă nu ai echipe de monitorizare exact. Și de intervenție pe teren, normal că n-ai cum să rezolvi problemele care sunt importante pentru cetățean. În schimb, la sediul central din Ploiești e ceva lume pe acolo, strâns așa de-a lungul guvernărilor locale. Și trebuie făcută o analiză și trebuie văzut, dom'le, câți oameni sunt în partea de centrală, cum se spune, la Hidro și cât sunt în teren. Care este necesar un teren? Haideți să găsim o variantă astfel încât să rezolvăm problema din teren, să rezolvăm problema cu aceste echipe de intervenție și monitorizare. De asemenea, știm foarte bine că în fiecare localitate, în fiecare sat, este cât un singur om al Hidro. Păi gândiți-vă ce are omul ăla de făcut. Dacă într-o zi apar 5 avarii și mai trebuie să mai facă și alte activități. Problemă mare. Da? Cum rezolvi problema respectivă? No. Da. Și atunci este clar că ai nevoie de mult mai mult personal în teritoriu și trebuie văzută situația din zona de centrală, dacă se justifică organigrama respectivă sau dacă este nevoie de o reorganizare, pentru că, iată, ne-am lovit de o problemă, ne-am lovit de lipsa compartimentului juridic din Hidroprahova. Noi n-am știut că la Hidroprahova nu mai există compartiment juridic. El a fost desființat, din câte am înțeles, în 2017 sau 2018. Și întrebarea este, de ce l-ai desființat? Este o companie totuși foarte mare. Ai nevoie de juriști care să te apere. Ca să cumperi servicii de asistență juridică, de exemplu. Bani dați de Consiliul Județean separat de activitatea Hidroprahova. Și aici trebuie să comparăm. Dom'le, se justifică sau nu se justifică un astfel de lucru? E mai bine să ai compartiment sau e mai bine să aduci firmă din afară? Aici faci o analiză de performanță, în primul rând, să vezi randamentul într-o parte și alta, inclusiv din punct de vedere financiar, și e o decizie, pentru că și acesta a fost un subiect pe agenda Consiliului Județean. Noi am amânat o decizie în acest sens. Hidro ne-a cerut să fim de acord cu încheierea unui contract de consultanță și de reprezentare juridică. Nu am avut toate datele probleme. Este normal să vină cu o justificare serioasă în fața noastră și dacă ea există, automat Consiliul Județean va fi de acord cu acest lucru. Tot legat de Hidro, pentru că am tot văzut o discuție foarte intensă în ultimele zile, s-a cerut demisia directorului Hidro Prahova. Acum ați amintit și dumneavoastră de majoritatea din Consiliul Județean. Sincer, când vezi că cei de la USR își cer demisia, care fac parte din executiv, da? Din executivul Consiliului Județean, când vezi că președintele Consiliului Județean este nemulțumit de activitatea Hidro Prahova, președintele Consiliului Județean, din ce am văzut, nu a cerut în mod expres demisia. Dar când un președinte de Consiliul Județean spune că este nemulțumit de activitatea operatorului respectiv, citești printre rânduri, nu? Nu mai este cazul să mai stai foarte mult să te gândești ce a vrut să spună. Da? Și atunci, dacă președintele Consiliului Județean, care este și președintele Partidului Național Liberal, dacă cei de la USR și cele două partide formează majoritatea în Consiliul Județean, îți spun că este cazul să părăsești acea funcție, în mod normal n-ar trebui să mai stai acolo, pentru că citeam și declarația domnului Semcu. Dânsul spunea că are foarte multă experiență politică și administrativă. Păi, experiența politică și administrativă te obligă, după ce vezi declarații de acest gen, să iei o decizie, pentru că este clar că atâta timp cât majoritatea din Consiliul Județean, Consiliul Județean este cel care deține majoritatea în Hidro, da? El este acționarul majoritar. Deci ai o majoritate ostilă în Consiliul Județean. Consiliul Județean are majoritatea în AGA, da?
ce rost are să mai rămâi pe o funcție executivă atâta timp cât nu mai ai susținerea majorității din Consiliul Județean? Este o chestiune foarte simplă, dar sigur aici este vorba de o decizie pe care... O decizie personală pe care dânsul directorul se pare să, că a luat-o deja, în sensul în care nu va demisiona cel puțin prea curând. Este o constatare de a mea, până la urmă face ce consideră dânsul. Datoria mea în calitate de consilier județean este aceea de a aduce în discuție aspectele semnalate de cetățeni și în baza informațiilor pe care le voi primi de la operator, voi veni și cu anumite propuneri de îmbunătățire a activității. Bun, n-aș vrea să, pentru că ușor, ușor ne apropiem de finalul emisiunii, n-aș vrea să să monopolizăm discuția doar la Hidro Prahova, pe tema Hidro Prahova. Aș vrea să vă întreb, de exemplu, ce alte proiecte mai sunt în Consiliul Județean și în ceea ce privește sănătatea, pentru că există un proiect de restructurare, să spunem, a Spitalului Județean, care vizează inclusiv maternitatea. Mai există un alt proiect în ceea ce privește modernizarea mai multor clădiri, inclusiv cea de la nord a Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Indiferent de, să spunem, lucrurile bune care s-au mai făcut în ultima perioadă, Spitalul Județean de Urgență din Ploiești nu este încă ce ar trebui să fie din punct de vedere al serviciilor prestate, modului în care se comunică cu aparținătorii și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră gestionarea acestei crize care afectează inclusiv imaginea Consiliului Județean, care, lăsând la o parte actul, calitatea actului medical, din punct de vedere al patrimoniului și al dotărilor, este în măsură să ia decizii? Da, știți foarte bine că în calitatea noastră de consilier județean am susținut toate inițiativele care au vizat dezvoltarea Spitalului Județean și a maternității. De fiecare dată când ni s-au solicitat fonduri, am fost de acord cu alocarea acestor fonduri. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct în aceste unități spitalicești, dar suntem pe un drum bun. Este clar că există voință politică pentru ca lucrurile să se îmbunătățească pe zona medicală. Există o dorință foarte puternică, din ce am văzut, a președintelui Consiliului Județean de a rezolva toate aceste probleme. Rezolvarea lor nu poate interveni peste noapte. Important este că există această voință și cred că există și un consens politic din acest punct de vedere. Toate partidele susțin această implicare a noastră cât mai pronunțată în zona medicală din județul Prahova. Eu am făcut și o propunere la un moment dat, pentru că ați amintit de maternitate. Știți foarte bine că în 14 februarie a avut loc o avarie în Ploiești, da? În ceea ce privește sistemul de termoficare pe zona Mihai Bravo, Centru și Democrației. Avarie care a dus la întreruperea furnizării de energie termică și la maternitate. Atunci, a doua zi, am făcut o propunere președintelui Consiliului Județean să ne gândim și la o soluție alternativă de încălzire, atât a maternității cât și a Spitalului Județean, pentru că astfel de situații neplăcute pot să apară și în viitor. Totuși, sunt anumite zone în care rețeaua de termoficare are un grad avansat de uzură și atunci trebuie să luăm în calcul o astfel de situație. Vă dau un exemplu. Este o mare problemă pe tronsonul care vine din Democrației, din zona ANAF, până la tribunal. Da. De altfel, acolo s-a și produs avaria respectivă. O să se mai întâmple astfel de lucruri și atunci trebuie să luăm din timp măsuri și am cerut președintelui Consiliului Județean să cuprindă în proiectul de buget sume pentru, fie pentru o centrală, sau să găsim o altă soluție, astfel încât să existe o sursă alternativă de încălzire, atât la maternitate, cât și la Spitalul Județean. Știu că există anumite niște cazane care produc abur tehnologic, nu știu dacă se mai folosesc sau nu, dacă se pot refolosi, e foarte bine, pot fi modernizate, pot fi cuplate la zona asta de
furnizare a agentului termic și s-ar putea, poate fi o variantă. Pot fi și alte variante. Ideea asta a fost să ne gândim foarte serios, să avem această sursă alternativă de încălzire. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Un mesaj pentru cei care poate așteaptă de la Partidul Prahova în Acțiune mult mai multe decât s-ar aștepta de la, să spunem, PNL sau USR Plus sau Pro-România și ce alte partide mai sunt reprezentate în consiliile locale, respectiv Consiliul Județean. Știu că așteptările sunt numeroase. Încă o dată vreau să le mulțumesc prahovenilor pentru votul acordat. Însă putem face și noi lucruri ținând cont și de ponderea noastră atât în Consiliul Județean cât și în celelalte autorități locale. Îi asigur de faptul că suntem implicați în actul administrativ și dacă au propuneri care să apară pe agenda deliberativului județean, așteptăm aceste propuneri, atât eu cât și colega mea, Oana Văzăman. Așadar, cred că cel mai simplu, pe Facebook, pe Messenger, sigur, vă caută Mihai Apostolache, respectiv doamna Văzăvan, și cu siguranță problemele pe care vi le ridică cetățenii își pot găsi rezolvarea administrativă, să spunem, chiar și prin intermediul unor interpelări, nu neapărat ale unor proiecte, să spunem. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune, vă doresc succes și poate, cine știe, la viitoarele alegeri, Partidul Prahova în Acțiune va face o surpriză și mai mare decât ce a făcut anul trecut. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bun, așadar, cu dumneavoastră mă revăd cel mai probabil miercuri de la ora 15, când invitat este primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici. Până atunci, vă spun toate cele bune.